Doamnelor și domnilor, Irina Mohora și Alexandru Croitoru vă aduc în case surprizele oferite de Loteria Română la Lozul cel Mare. Bună seara, doamnelor și domnilor! La mulți ani le spun tuturor celor care poartă nume de floare și care astăzi sărbătoresc onomastica. Bună seara, vă spun și eu și mă bucur să ne revedem și vă invit să rămânem împreună pentru a descoperi și în această seară surprizele pe care vi le-a pregătit norocul prin intermediul Loteriei Române. Îi salutăm pe membrii Comisiei de Tragere, constituită din reprezentanții instituțiilor responsabile de corectitudinea tragerilor, la care dumneavoastră puteți deveni mari câștigători din această seară. După cum știți, loteria vă oferă șansa unor câștiguri substanțiale la jocurile sale Loto, la jocul de videoloterie, dar și prin gama extrem de variată și de ofertantă, de lozuri în plic și răzuibile. Premiile și surprizele de astăzi sunt la fel de atractive ca și până acum, iar unele dintre reporturile pentru tragerile ce vor avea loc în direct în fața dumneavoastră sunt chiar substanțiale. Și să nu uităm de jocul Bila de 100.000 de lei, care oferă o nouă șansă, transformând jucători la loto din necâștigători în câștigători. Acest lucru se întâmplă în prima etapă a jocului, iar în cea de-a doua etapă îi vom cunoaște pe concurenții din această seară. Vreau să vă mai spun că la tragerile loto de joi 2 aprilie, Loteria Română a acordat 10.539 de câștiguri în valoare totală de 1.377.000 de lei. Ziua de 2 aprilie s-a dovedit norocoasă și pentru un jucător care și-a încercat norocul la Joker, la o agenție din Nehoiu, județul Buzău, cu două variante simple care s-au dovedit ambele câștigătoare. Astfel, posesorul biletului norocos a obținut două câștiguri de categoria a doua, câte 144.389 de lei. Iar acum urmează Joker, unde la categoria 1 se înregistrează un report de aproximativ 4,5 milioane de lei. Mult succes! Bilele și unele din platou au fost verificate, așa că nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes tuturor! Prima extragere se va face din intervalul 1-20. Așadar, a fost extras din intervalul 1-20 jokerul 10. Mulțumim, eu nu sunt convins că toți cei de acasă care au mizat pe jokerul cu numărul 10 au emoții. Este și normal să se întâmple acest lucru, pentru că astăzi, la categoria 1 a jocului Joker, avem un report ce depășește 1,22 de milioane de euro. Și sunt convinsă că rămân alături de noi ca să vadă și restul numerelor extrase în această seară, dar până atunci aș vrea să vă amintesc de site-ul loto.ro. Acolo puteți găsi informații legate de regulamentele jocurilor, dar și amănunte privind evenimentele organizate de Loteria Română. Comentariile și sugestiile dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi și vă invităm pe pagina noastră facebook.com/loteriaromana să ni le împărtășiți. Acolo veți găsi și multe alte surprize și informații oferite tot de Loteria Română. Vă reamintim și de revista Loto Prono, care apare în fiecare marți și pe care o puteți găsi în toate agențiile Loto din întreaga țară, cu numeroase informații utile pentru jucătorii noștri. Hai să nu mai prelungim suspansul. Cei care au 10 pe bilet sunt convinsă că și-ar dori să vadă care sunt acum următoarele numere extrase. Așadar, Ionuț, este rândul tău. Mulțumesc, Irina, mulțumesc, Alex. Suntem gata să urmărim cea de-a doua extragere de această dată din intervalul 1-45. Primul număr câștigător este 2. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 23. A fost extras și cel de-al treilea număr câștigător. Acesta este 25. Nouă este cel de-al patrulea număr câștigător.
Și ultimul număr, cel de-al cincilea, este 27. Repetăm numerele câștigătoare la tragerea 5 din 45 a jocului Joker de astăzi. 2, 23, 25, 29 și 27. Mulțumim, Ionuț. Loteria Română lansează încă o ediție a lozului Implic Gărgărița Norocoasă. Loteria Română își așteaptă jucătorii în agențiile Loto cu noul loz Implic de sezon Gărgărița Norocoasă, care costă numai 2 lei și care poate fi găsită în toate agențiile Loto. Această gărgăriță norocoasă aduce jucătorilor inspirați 292.697 de premii în valoare totală de 1 milion de lei. Pentru cei îndrăzneți și norocoși, Loteria Română acordă premii tentante, începând cu posibilitatea de a mai trage încă un loz, dacă vor, și continuând cu premii a căror valoare poate fi de 10 lei sau 50 de lei. Cele mai atractive premii au valori de 100, 500, 5.000 și, atenție, 50.000 de lei. Produsele Loteriei Române aduc jucătorilor bucuria de a-și încerca norocul în fiecare zi, pentru câștigarea unor premii deosebite în bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul preferat. Și acum, cu un report la categoria 1 de peste 95.000 de lei, urmează tragerea Noroc Plus. Urmează cifrele care aduc câștigurile la tragerea Noroc Plus de astăzi. Cifra unităților este 6, cifra zecilor este 4, cifra sutelor este 3, cifra miilor este 0. Cifra zecilor de mii este 1 și cifra sutelor de mii este 7. Așadar, numărul Noroc Plus de astăzi este 7, 1, 0, 3, 4 și 6. Mulțumim, Ionuț. Urmează un moment care nouă ne place foarte tare. Atunci când vom extrage 3 bilete din urnă, le vom transforma din necâștigătoare în câștigătoare. Cred că v-ați dat seama, urmează jocul Bila de 100.000 de lei atunci când Alex muncește, iar eu stau de vorbă cu dumneavoastră. Bun, înainte de a mă apuca de extras cele 3 bilete necâștigătoare pe care le voi transforma în câștigătoare, vreau să spun doar atât. Astăzi extragem bilete ce au fost jucate la tragerile din 26 și 29 martie și ne vedem duminica viitoare cu cei 3 norocoși, când va fi chiar duminica de Paște, nu? Și la treabă acum. Eu aș vrea să vă reamintesc că cele două condiții pe care trebuie să le îndepliniți pentru a participa la acest joc. Prima este aceea de a avea, evident, un bilet necâștigător, iar cea de-a doua condiție, de a fi împlinit deja vârsta de 18 ani. După care trageți la următoarea etapă, aceea de a lua biletul necâștigător, iar pe verso să-l completați cu următoarele informații: nume și prenume, data nașterii, numărul de telefon și adresa completă, exact așa cum o aveți în buletin. Dacă o singură informație din cele pe care vi le-am menționat puțin mai devreme lipsește, atunci comisia nu va valida biletul și pierdeți șansa de a veni în studioul nostru pentru a merge mai departe în cea de-a doua etapă a jocului și, cine știe, puteți pleca acasă cu premiul cel mare. Așadar, nu vă grăbiți, uitați-vă de două ori pe bilete înainte de a le introduce în urnele pe care deja le găsiți în toate agențiile Loto. Iată și cel de-al treilea bilet, așteptăm ok-ul comisiei, așteptăm să fie validate și vă spunem că cei trei norocoși câștigă din star premiul de 2000 de lei cu această condiție: duminica viitoare să fie în studioul nostru și ciocnim și unul împreună cu această ocazie. Așa este, va fi duminica de Paște. Iată că avem ok-ul comisiei, cele trei bilete sunt validate. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă spun că la tragerea Loto de joi, 2 aprilie, s-a câștigat premiul de categoria 1 în valoare de 488.195 de lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din sectorul 3 București și a fost completat cu o schemă redusă cod 26, care presupune 111 variante și 5 variante la super noroc.
Astfel, posesorul biletului norocos a obținut, pe lângă premiul de categoria 1 și un câștig de categoria 2, suma totală câștigată fiind de 488.472 de lei. Să nu mai prelungim emoțiile jucătorilor, urmează loto 5 din 40. Să vedem cât de norocoși suntem astăzi. Să vedem numerele câștigătoare la tragerea loto 5 din 40 de astăzi. Primul număr câștigător este 11. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 34. A fost extras și cel de-al treilea număr câștigător. Acesta este 4. Treizeci și trei este cel de-al patrulea număr câștigător. Cel de-al cincilea număr câștigător este 8. Și ultimul număr, cel de-al șaselea, este 12. Repetăm numerele câștigătoare la tragerea loto 5 din 40 de astăzi. 11, 34, 4, 33, 8 și 12. Mulțumim, Ionuț. Iată cele trei bilete câștigătoare din această seară de la Bila de 100.000 de lei. O să începem cu domnul Buxai Dorel din Arad. Felicitări! Permitem să continui cu o doamnă din Brașov, Asandei Filoftea. Felicitări, doamnă! Vă așteptăm duminica viitoare alături de noi. De asemenea, duminica viitoare va fi alături de noi domnul Grigore Ion din Topoloveni, județul Argeș. Felicitări și dumneavoastră! E clar cu cine ne vom petrece Paștele sau o bună parte din ziua de Paște. Avem trageri speciale duminica viitoare, 12 aprilie. Abia așteptăm să fim alături de dumneavoastră și să vă urăm toate cele bune și o să fim pregătiți cu ouă roșii, da? Cu siguranță. O roșii și neapărat premii, premii foarte mari, dar până atunci mai avem anunțuri pentru cei care ne urmăresc. Așa este, Irina. Primăvara aceasta vine cu vești bune pentru jucătorii noștri la Video Jackpot, astfel și în această perioadă vă așteaptă premii mari, chiar spectaculoase. Vă reamintim faptul că la Video Jackpot cu doar 5 lei puteți câștiga până la 500.000 de lei lunar, jackpotul Platinum și până la 5.000 de lei zilnic, jackpotul Gold. Să nu uitați nici de nivelul Jackpot Silver, al cărui premiu maxim posibil este de 1000 de lei, cu o frecvență de acordare de mai multe ori pe zi. Miza minimă pentru a participa la nivelul Silver este de 10 bani. Jocul se desfășoară prin intermediul terminalelor de videoloterie conectată într-o rețea națională cu circuit închis, iar câștigurile sunt desemnate în mod aleator și automat de către rețeaua de terminale și devin posibile în orice moment, odată întrunit plafonul minim necesar de participări la joc. Valoarea jackpotului crește odată cu numărul de participanți la joc, iar rețeaua națională Video Jackpot la loterie constă în câteva mii de terminale disponibile. Video Jackpot la loterie îți poate aduce cel mai mare jackpot național, tocmai pentru că unde-s mulți, jackpotul crește. Pe site-ul loteriei române loto.ro se poate urmări în timp real evoluția marelui premiu la Video Jackpot și câștigurile zilnice, jackpot Gold și jackpot Silver. Iar acum este rândul lui Ionuț, avem super noroc cu un report de peste 77.000 de lei. Iată cifrele care aduc câștigurile la tragerea super noroc de astăzi. Cifra unităților este 6. Cifra zecilor este 7. Cifra sutelor este 4. Cifra miilor este